Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul cu binele, ne învață Sfântul Apostol Pavel. Apostolul neamorilor nu s-a oprit la cuvinte, ci a concretizat prin fapt învățătura lui. A spune că înveți pe cineva ceva, spunea Sfântul Serafim de Sarov, este ca și cum ai arunca o piatră din clopotniță pe pământ. A pune însă în practică ceea ce tu însuți înveți, este ca și cum ai lua piatra de pe grumajii tăi și ai arunca-o din nou în clopotniță. Și lumea își dă seama de acest lucru și nu-l prețuiește pe cel care dă cu pietre din cloponiță, ci pe cel care le aruncă din nou în cloponiță. Aflându-se în Listra, mulțimile sălbatice l-au târât pe Sfântul Apostol Pavel ca pe o fiară în afara cetății și, pline de turbare, au început să-l lovească cu pietre. După ce l-au lăsat aproape mort, s-au sculat și au plecat. Dumnezeu însă l-a însănătoșit și apostolul și-a continuat călătoria. Ca om, ar fi trebuit să se mânie și să nu mai calce în Listra. Însă acesta a făcut-o mai invers. A revenit într-adins la Listra și a propovăduit celor care l-au lovit cu pietre. Sfântul Ioan Gură de Aur spune: Credeți-mă că putem să pătimim mai rău decât Pavel. Pe acesta l-au lovit cu pietre, însă pot să ne lovească pe noi cu cuvinte care sunt mai rele decât pietrele. Deci ce trebuie să facem? Ceea ce a făcut și Sfântul Pavel. Nu i-a urât pe vrăjmașii săi. S-a întors la ei ca să le facă bine prin propovăduirea lui. Să nu zici, n-am făcut niciun rău. Pavel, ce rău a făcut ca să fie bătut cu pietre? Te-a ocărât cel de lângă tine? Să taci și dacă poți, vorbește cu bunătate. În acest fel ai propovăduit și tu cuvântul. Ai învățat pe alții îngăduința, blândețea. Regulă de viață să-ți fie. Biruiește răul prin bine.